În ziua 15-a a lunii ianuarie, pomenirea preacuviosului părintele nostru Pavel Tebeul. Acesta a trăit pe vremea lui Decius și Valerian, prigonitorii creștinătății, și era din Egipt, din Tebaida de sus, din părinți cu multă avuție. Și învățase carte elenească și latinească, precum și dreapta credință, din nemărginita înțelepciune a Sfintelor Scripturi. Și s-a pornit sângeroasă prigoană contra creștinilor, iar bărbatul surorii sale, lacum fiind și voind să ia și partea de avere ce se cuvinea Sfântului, a gândit să-l dea dregătorului spre chinuire, spunând că este creștin. Și aflând pe acesta Pavel, care atunci era un tânăr de 20 de ani, a fugit în munți, în locurile cele mai singuratice. Deci, petrecând multă vreme și povățuindu-se de Duhul Sfânt, nu s-a mai întors în lume, ci a cunoscut că Dumnezeu i-a dat lui acest fel de vețuire, având ca locuință o peșteră cu apă în lăuntru, hrană finice și haine de frunze. Și și-a schimbat patima sa, cunoscând lipsa și pacea patimilor și bucuriile vieții de rugăciune, apropiindu-se de Dumnezeu, că și-a îndelungat alergătura nevoinței sale până la 113 ani, că atât a trăit. Și a fost hrănit o vreme ca și Ilie de un corb, care aducea în fiecare zi o jumătate de pâine. Și îmblânzise leii care îi slujeau și care l-au și îngropat. Pe acesta, aflându-l marele Antonie, s-a minunat de locul lui cel aspru, de nevoință, de lungimea vremii lui, de pusnicie, și că el, mai înainte de alții, a îndrăznit cel din tâi și a mers în cele mai din lăuntru ale pustiului. Și l-a găsit adormit în genunchi și cu mâinile ridicate la cer în rugăciune. Acesta este cel din tâi pusnic cunoscut al creștinătății, Dumnezeul nostru slavă. Într-o această zi, preacuviosul părintele nostru Ioan, cel sărac pentru Hristos, care și calevit, adică colibașul, s-a numit. Acesta a fost din Constantinopol. Pe vremea împărăției lui Leon cel Mare, fiind fiul lui Eutropie, mare drăgător, la curtea împăratului, iar mama lui se numea Teodora. Și dintr-o începutul vârstei, la școala unde învăța, văzând el odată pe un călugăr din mănăstirea Neadormiților, s-a aprins de focul slujirii lui Hristos. Și văzând dragostea lui de Dumnezeu, i-au dat părinții lui o mică evanghelie fericată cu aur, ca să o poarte cu el. Dar el, ieșind din lume, fără știrea părinților, s-a făcut monah și a petrecut multă vreme cu grea nevoință și cu mare râvnă în mănăstirea lui. Însă de la o vreme, din lucrarea vrăjmașului, a început el a fi muncit cumplit de patima dorului de părinți. Și n-a putut birui patima, decât spunându-și gândul său egumenului. Deci a căpătat el iertăciune și binecuvântare să iasă din mănăstire și să petreacă în zdrențe, într-o colibă, aproape de casa părinților săi, îndurând umilințe, mila slugilor și a străinilor și luptele vieții pusnicești, fără să se facă cunoscut, ca și când ar fi fost un străin. Și așa a petrecut el în pace și fără să-l cunoască nimeni, purtându-și portul lui străin, trăind în chip sărăcăcios și văzând pe părinții lui
care treceau pe lângă el și nu luau în seamă. Dar când a fost să moară, el a chemat pe maica sa și, arătându-i Evanghelia cea fericată cu aur, s-a făcut cunoscut că este fiul lor. Și au rămas uimiți părinții lui și nu știau ce să facă, să se bucure că l-au aflat sau să plângă pentru sfârșitul lui. Și și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu, lăsând să fie îngropat în coliba lui. Iar peste mormântul fericitului, părinții lui au ridicat o sfântă și slăvită biserică. Pentru această zi, cuvânt pentru cei ce sunt îngropați în biserici. Un oarecare Valentin cu numele, judecător fiind al Ladionului, a murit și era el un om foarte rău și lua mită și viețuia în toate neorânduielile. Iar trupul lui a fost îngropat în biserica Sfântului Mucenic Oar. Iar la miezul nopții s-au auzit în biserica aceea niște glasuri și țipete. Iar păzitorii au alergat la acel țipăt, au văzut un chip groaznic și înfricoșat, ferecând cu un lanț picioarele acelui Valentin și trăgându-l fără milă afară din biserică. Iar el amar striga. Deci păzitorii, dacă au văzut aceasta, s-au dus cu frică la locașurile lor. Iar a doua zi au deschis înaintea tuturor mormântul unde fusese pus Valentin și n-au aflat acolo trupul lui, ci căutându-l departe de biserică l-au aflat, aruncat într-o groapă și cu picioarele legate, precum l-au tras din biserică. Drept aceea să cunoască toți lucrul acesta, ca acei ale căror păcate sunt grele și dacă au făcut fapte vrednice de osândă, chiar dacă ar porunci cineva să îngroape pe ei în locuri sfințite, apoi în locurile acelea sfinte nu primesc nici de cum izbăvire, ci părâți fiind de însăși păcatele lor, mai amară muncă vor lua, că locul pe nimeni nu mântuiește, ci prin fapte sunt și folosul și munca. Deci acestea, cunoscându-le, să nu ne sârguim a pune în biserică trupurile păcătoșilor, care nu sunt vrednici. Să ne aducem aminte de părinții cei din pustietăți, că nu în biserici zac trupurile lor, ci în locuri pustii. Că unii adică de strâmtorare și de lipsuri au murit, iar alții de fiare au fost mâncați, iar alții cu tot felul de nevoi s-au lipsit de viața aceasta. Dar sufletele lor împreună cu îngerii se bucură într-o lumina vieții cele veșnice. Drept aceea și noi să ne sârguim a avea pocăință și milostenie, blândețe și înfrânare și tot felul de fapte bune, ca să ne facem părtași vieții cele veșnice. Într-o această zi, învățătură despre cerească împărăție și despre veșnica osândă. Dacă atunci când intrăm într-o cetate mare, întemeiată de oameni, în lumea aceasta, măcar că știm bine că după puțină vreme se va risipi. Dar când începem a umbla prin trânsa, nu ne mai săturăm de frumusețile ei, de poduri, de grădini, de curți, de palate, încât am poftit mereu să tot umblăm prin trânsa pentru frumusețile ei. Apoi, cu cât mai mult, nu se vor desfăta cei ce se vor învrednici a intra în cetatea lui Dumnezeu, în Ierusalimul cel de sus, când vor începe a gusta din dulceața cea de-a pururea a frumuseții cele mai presus de orice asemănare. Și iarăși, după cum atunci
când intrând în curtea unui împărat pământesc, vedem palate mari, împodobite cu marmură, cu aur și cu argint, iar după aceea putem vedea pe împăratul și bărbații vrednici stându-i înainte în podoabe mărețe, iar împăratul îmbrăcat în porfiră și încoronat cu pietre scumpe. Măcar că toate acestea sunt stricăcioase, apoi cu cât mai vârtos nu se va bucura cel ce va intra la Dumnezeu, într-o cerească împărăție, neputând a se sătura de frumusețile și de slava lui cea pururea fiitoare. Și precum când, intrând cineva într-o vie sădită de oameni, o vede pe ea veselă, îngrijită și cu tot felul de poame și de flori împodobită, încât ar voi să tot umble mereu prin ea și a se veseli de vederea ei, măcar că este stricăcioasă. Apoi, cu cât mai mult, cel ce a intrat în cetatea lui Dumnezeu, dacă va fi împlinit poruncile lui Dumnezeu într-o această lume, de câtă slavă duhovnicească nu se va bucura, într-o lumină cea negrăită și într-o slavă cea netrecătoare, văzând pe Stăpânul, Domnul tuturor, cu a sa mărire strălucind și luminându-i pe toți cei drepți, cu mult mai vârtos decât soarele acesta. Dar să spunem ceva și despre munca cea fără de sfârșit, prin pilda veacului acestuia, așa cum am arătat și pentru bunătățile cele fără de sfârșit. Cum vom putea suferi chinul viermului celui neadormit, noi care aici, nici împunsăturile țânțarilor și ale muștilor celor slabi nu le putem suferi, ci învârtindu-ne în paturile noastre, ne sârguim să le prindem și pe unii și pe altele și ne scărpinăm cu unghiile trupului ca și cum i-am fi de vreun folos pentru acea slabă împunsătură. Apoi, cum vom suferi noi cu ușurință ghiena focului? Noi care nu putem suferi arșița soarelui, ci fugim la umbră sau în casă, căutând odihnă. Și cum vom suferi întunericul cel mai din afară și scrâșnirea dinților? Noi care acum nici o zi nu putem suferi o cameră întunecoasă, nefiind nici durere, nici plâns, nici scrâșnirea de dinți, ci îndată ne tulburăm și ne întristăm zicând, când vom ieși din lăuntru acesta ca să vedem doar lumina aceasta stricăcioasă? Deci dacă unele ca acestea sunt bunătățile cele veșnice, cât și chinurile cele fără de sfârșit, precum pe rând le-am arătat, apoi să nu ne lenevim, să fugim de veșnica pierzare și să alergăm la Făcătorul nostru Dumnezeu, căruia se cuvine slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.